seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cronicile Astrale. Eu sunt astrolog Mihaela Tutir și împreună o să discutăm, o să străbatem săptămâna 9-15 ianuarie din punct de vedere astrologic, bineînțeles. Și pentru că prima săptămână din an a fost înlocuită de previziunile pentru întregul an, voi începe cu evenimentul din 7 ianuarie de la 1:08 minute dimineața, adică de azi noapte, pentru că este unul foarte important care are legătură cu începutul acestui an și la care vă rog să reflectați, vă invit de fapt să reflectați, să vă gândiți puțin la emoții, la sentimente, la tot ce ați trăit în această perioadă, la tot ce vă mai ține practic în 2022, pentru că atât eu cât și oameni din contextul meu de viață, din apropierea mea cu care am discutat, simt că anul 2022 nu s-a terminat încă, este de fapt o închidere care se întâmplă acum, asta ca urmare a acestor planete retrograde pe care le simțim din plin, inclusiv noi aici în studio când înregistrăm această emisiune, tocmai pentru că Mercur și Marte sunt retrograde, Marte este retrograd pe domeniul lui Mercur, o să iasă din retrogradare în curând, o să vedeți. M-au încurcat puțin nițele și au și simțită prezența și astfel că au creat un cadru la care noi trebuie să ne acomodăm. Și tocmai de aceea simțim cumva că anul 2023 nu a început pentru că parcă încă trebuie să ne mai împăcăm cu 2022. Să mai facem o revenire acolo, să mai scriem poate o listă de obiective care, culmea, se pot îndeplini foarte repede, mai ales dacă și-au rădăcina în 2022, până când aceste planete ies din retrogradare, s-ar putea chiar să fie îndeplinite, să fie bifate acele obiective și să fie nevoie să le înlocuiți cu altele noi. Și chiar m-aș bucura dacă ați scrie în comentarii despre cum este această perioadă pentru voi, ca să îmi dau seama la un nivel colectiv cât de mult resimțim aceste retrogradări. Eu am scris și un articol pe pagina mea de Facebook, Astrolog Mihaela Tutir, despre luna plină din RAC, așa că dacă aveți curiozitatea să aflați despre acest eveniment mai multe, dacă vă regăsiți, vă invit să îl citiți. Și înainte de a intra în tranzitele astrologice ale săptămânii următoare, aș vrea să fac câteva precizări tehnice din punct de vedere astrologic, pentru că am văzut în comentarii că mulți dintre voi sunteți interesați și puneți întrebări legate de aceste aspecte. O parte am văzut că nu sunteți interesați, dar o să vă rog să dați skip la acest intro dacă nu. Și aș vrea să fac această precizare legată de ascendent și zodia pe care noi o avem, adică soarele. Din punct de vedere astrologic, soarele este cel care ne definește zodia. Adică, sunteți zodia Capricorn, pentru că toți suntem acum Capricorn, pentru că atunci când v-ați născut, soarele se afla în Capricorn. Și eu am mai făcut precizări în edițiile anterioare și o să fac și de data aceasta că previziunile sunt calculate din punct de vedere astrologic în funcție de ascendent și o să vă rog să vă calculați ascendentul doar pe Google, este simplu, intrați pe Google, căutați calcul ascendent, astrogramă, ceva și vă puteți afla în felul acesta ascendentul în funcție de data, ora și localitatea nașterii. De ce este important să știm semnul ascendentului și de ce este important să ascultăm previziunile când vine vorba de ascendent? În primul rând că ascendentul este activ toată viața. În special în copilărie, aș vrea să demontez acel mit că ascendentul își intră în drepturi după 30 de ani. Nu își intră în drepturi după 30 de ani, în jurul vârstei de 28-30 de ani ne maturizăm, apare o definitivare a personalității noastre și atunci ne asumăm mai mult viața și ceea ce vrem și ne cerem o independență față de mediul din care noi provenim, ne luăm viața în mâini cum ar veni. Și de aceea apare o schimbare în comportamentul nostru. La unii, că nu toți, suntem atât de norocoși. Ascendentul reprezintă poarta prin care noi aducem din exterior informații, culegem tot felul de
resurse, de informații, să spunem, din mediul exterior, din realitatea exterioară, pe care le aducem în realitatea interioară, le procesăm și la un moment dat ajungem, în funcție și de aceste tranzite astrologice care ne oglindesc de fapt ceea ce se întâmplă în viața noastră, să păstrăm anumite lucruri, să le organizăm, să le folosim, să le sintetizăm, să le integrăm, iar ce constatăm că nu ne folosește sau nu ne mai folosește, ajungem și eliminăm din viața noastră, scoatem. Deci, diferența dintre ascendent și soare este că prin ascendent culegem și după ce procesăm, în funcție de soare, alegem ce păstrăm și ce nu păstrăm în viața noastră. Și de aceea este important să știm și ascendentul și este important să știm și soarele. Și practic dacă ascendentul este puțin mai subiectiv la modul că e influențat foarte mult de sistemul nostru de percepții, soarele este de fapt calea devenirii noastre în această viață. Deci practic avem să devenim cumva zodia care ne-am născut și mai puțin să fim, adică să recunoaștem de fapt ce este cu adevărat important pentru noi. Sper că am lămurit puțin acest aspect astrologic, acest mit, îmi vine să-i spun, sau această confuzie, poate, sau nelămurire din punct de vedere astrologic, să vă fie de folos. Iar dacă mai aveți întrebări, bineînțeles că apreciez dacă le lăsați în comentarii și apoi vom integra în emisiunile viitoare. Și acum că am zis că Marte și Mercur retrograde ne-au făcut așa, ne-au jucat feste astăzi, o să intrăm în tranzitele astrologice ale săptămânii 9-15 ianuarie și voi începe cu prima veste bună pe care o avem în această săptămână. Și anume faptul că Marte iese din retrogradare pe 12 ianuarie. Deci nici nu se putea mai bine. În sfârșit, de la sfârșitul lunii octombrie, ne ține în această atitudine de un Mercur retrograd infinit, de fapt, și în sfârșit reușim să ieșim, să facem un pas în afară, să ne recăpătăm viteza de care avem nevoie și cu care suntem obișnuiți și să rămânem doar cu un Mercur retrograd, singura planetă retrogradă care o să mai rămână până în jur de 19 ianuarie, când altă veste bună, deși nu voi vorbi, o să vorbească următoarea mea colegă mai mult despre acest aspect, dar vreau doar să precizez că până la sfârșitul lunii martie, toate planetele vor fi în mers direct. Deci avem foarte multă energie, o ocazie de a face foarte multe lucruri noi, de a începe lucruri noi, mai ales că Jupiter este în berbec, aduce foarte multe oportunități și avem șansa, așa cum îmi place mie să spun, să facem greșelile noastre și să nu mai repetăm tipare pe care le-am moștenit. Deci, liber la experimentat. Spuneam că Mercur rămâne retrograd în Capricorn, el este foarte aproape de Soare și de Pluto, un pic mai departe drept de Pluto și de acolo de unde este formează un trigon foarte frumos cu Uranus, ceea ce înseamnă că avem idei despre cum să facem altfel niște lucruri vechi din viața noastră sau să aducem o gândire nouă, originală, out of the box, așa, că în anumite domenii din viața noastră, acolo unde gândurile nu ne dau pace sau unde nu suntem mulțumiți de ceea ce a ieșit până acum. Cred că este o perioadă bună pentru a crea. Venus este iarăși o planetă personală care este importantă. Ea se află în Vărsător. Urmează Venus să formeze o cuadratură cu Uranus, în schimb, deci dinamizează zona relațională și zona financiară din viața noastră, ne cere să luăm decizii pe alocuri radicale, iar fiind în Vărsător, ea acolo urmează să se întâlnească cu Saturn, deocamdată până pe 15 ianuarie se apropie mult de Saturn și urmează colega mea de săptămâna viitoare să accentueze mai mult acest tranzit, dar ne invită la o prioritizare care începe. Vedeți, când este vorba de Vărsător, totul este imprevizibil. S-ar putea să înceapă puțin mai devreme decât atunci când o să fie foarte aproape de Saturn. Jupiter este în berbec, am spus mai devreme, ne aduce oportunități, ne aduce energie, ne aduce vitalitate, ne aduce poftă de viață.
ne aduce entuziasm care ne lipsește în această perioadă, cât încă Marte mai este și el retrograd. Uranus este în Taur, nimic nou. Neptun este în Pești, nimic nou, în sensul că este acolo de foarte mult timp. Luna, în schimb, va tranzita zodiile Leu, Fecioară și Balanță, deși aceste zodii pot să simtă că au mai multă treabă în această perioadă și ne vom întâlni cu această energie. Iar un alt tranzit important pe care cred eu că îl vom resimți cu toții din plin pentru următoarele 9 luni de zile este mutarea lui Lilith în Leu, care s-a mutat pe data de 8 ianuarie, adică se va muta mâine în Leu și o să stea acolo până la sfârșitul lui octombrie. Și o să ne revoltăm toți puțin în ideea de a ne redobândi, a ne revendica autenticitatea. Leului îi place să fie autentic, iar această autenticitate o vom revendica fiecare în funcție de domeniul de viață unde are Leul în astrogramă. Înainte să intrăm în zodii, o să mai precizez faptul că toți conținem toate semnele zodiacale. Într-o astrogramă o să vedeți, cei care poate v-ați făcut astrograma, dacă nu o să căutați, conținem toate zodiile și toate aceste planete. Unele, într-adevăr, sunt mai puternice, unele mai puțin puternice. Dar noi, când prezentăm, facem aceste precizări tocmai pentru cei care au cunoștințe de astrologie cât de cât să și le poată integra în astrogramă, iar pe ceilalți poate vă face puțin curioși. Deci cu toții o să avem un Leu și un Lilith în astrogramă care o să-și ceară niște drepturi în perioada următoare. Și înainte să intrăm în berbec, o să profit și o să mai iau o gură de cafea, că în alta e Jupiter acolo care mă îmbie. Foarte bună cafea în această dimineață. Berbecii se bucură de foarte multă energie pentru că Marte este guvernatorul lor și iese din retrogradare. Deci, în sfârșit, berbecii revin la viteza cu care sunt obișnuiți. Vor avea energie, vor avea țintă, vor avea dorința de a învăța ceva nou. Marte este în casa a treia pentru ei, de a investiga un subiect. De exemplu, lui Marte îi place să și investigheze, mai ales ceva ce a frământat în ultima perioadă. Berbecii își doresc să înțeleagă de ce au trăit sau de ce s-au gândit foarte mult la anumite lucruri, de ce nu se pot detașa de anumite gânduri pe care le au și mai ales de ce nu pot să controleze acolo, de ce nu pot ei să influențeze de fapt ceea ce gândesc. E, uneori nu putem, nici chiar berbecii nu pot. În schimb, prezența lui Jupiter de la ei de acasă le crește această dorință de afirmare, de a fi văzuți, de a se face remarcați, le aduce intuiție, le aduce dorința de a aprofunda un sistem de cunoaștere sau de autocunoaștere la care poate au avut acces în ultima perioadă sau care au interacționat în ultima perioadă. Casa a treia, acolo unde se află Marte, este un domeniu unde curiozitatea funcționează foarte bine și dacă ceva le-a stârnit curiozitatea, ceva v-a stârnit curiozitatea până acum, ei bine, de acum înainte puteți să aprofundați puțin acele subiecte. De asemenea, aveți entuziasm, optimism legat de planurile de viitor, trăiți senzația că vi se deschid ochii și vedeți mai departe. Este iarăși un lucru bun, căpătați claritate, scop, poftă de viață, am mai spus, și să plecați în noi cuceriri, pentru că oricum asta îi place berbecului, să înceapă să ajungă pe un teren nou și să își facă simțită prezența acolo. Mercur retrograd este încă în casa 10-a pentru voi, vă mai încetinește puțin, vă ține așa în niște restricții, Capricornului îi plac restricțiile, parcă nu vedeți foarte departe în acest domeniu de viață, vă cere să reveniți asupra unor planuri, asupra unor proiecte, asupra unor obiective sau pur și simplu nu primiți mână liberă să vă exercitați autoritatea, să vă impuneți autoritatea. Cineva vă oprește, ceva vă oprește, ceva întârzie să ajungă la voi. În schimb, Lilith în Leu, care o să fie în casa 5-a pentru voi, dă startul unei perioade de 9 luni în care revolta și dorința
de a vă recâștiga scena și talentul vă acaparează. Nu mai acceptați supunerea, reacționați, chiar provocați, pentru a vă câștiga dreptul de a fi autentici, cum am spus la voi, chiar este dublu acest tranzit, pentru că este în leu și este și în casa a cincea. De asemenea, în relația cu copiii, doriți să aveți relația voastră, să vă creați relația voastră, să nu mai aveți relația pe care vă cere altcineva, de exemplu, sau dreptul de a vă exprima voi așa cum sunteți, pentru că această expresie de sine este în strânsă legătură cu autenticitatea. Luna va tranzita sectoarele 5-6-7, drept urmare vă invită să aveți grijă de sănătate, este o nevoie de fapt acolo să vă uitați puțin la sănătate, să aveți grijă la ce mâncați, la ce obiceiuri, unde ați exagerat până acum, unde este nevoie să veniți poate cu puțină mișcare, și de asemenea exagerări și negocieri poate exagerate în relația de cuplu, este indicat să regândiți ceva acolo, pentru că parcă nu se leagă lucrurile, parcă vreți deodată foarte mult. Acum că am spus tot ce era de spus la Berbec, o să ajungem la, am ajuns de fapt la zodia Taur, unde primul aspect la care ne uităm este Venus, pentru că Venus este guvernatoarea semnului zodiacal al Taurului, și ea se află în Vărsător. Este un loc destul de uscat, așa să spunem, pentru Venus. Nu prea îi place în Vărsător. Este mai degrabă conceptuală în Vărsător decât pragmatică, cum îi place ei să fie. Cu toate astea, pot să spun că pentru nativii Taur se schimbă puțin noțiunea de libertate. Libertatea vine din a face ce-ți place la job. Este tranzitul, se întâmplă în casa 10-a pentru nativii Taur, și acest lucru înseamnă că degeaba ai autoritate, degeaba oameni cu care să lucrezi, obiective și planuri, dacă nu mergi cu plăcere la job. Deci Venus vă invită la o reinventare și recreere a unui spațiu de lucru în care să vă simțiți bine. Și aici poate fi vorba de programul de lucru, de decor, de mobilă, de oameni, de echipă. Vărsătorul vorbește și de echipele de oameni care lucrați, de clienți, de furnizori, de șef. S-ar putea să aveți o problemă cu autoritatea în perioada următoare și să simțiți constrângeri care vin de acolo și să vreți altceva. Am și spus că Venus se va întâlni cu Saturn după 15 ianuarie, de fapt chiar și când se apropie de 15 ianuarie, ea își face simțită prezența, își face simțită această relație apropiată pe care o are cu Saturn în această perioadă și vă cere să luați niște decizii care să vă aducă mai multă plăcere și care să vă incite un pic mai mult la job, să spargeți puțin regulile sau să schimbați regulile de acolo, astfel încât să fie și plăcut. Jupiter este în casa 12-a pentru voi, ceea ce înseamnă că vă invită la vindecare. Atenție la ce povești vă spuneți, despre ce ați trăit până acum. Este important să rămâneți ancorați în realitate, să luați faptele ca reper și să faceți această diferență între fapte și proiecțiile pe care le faceți despre faptele respective. Mai ales că în ultima perioadă voi ați trecut prin tot felul de schimbări din 2018 încoace, de când a intrat Uranus în semnul vostru. Sunteți un semn care nu iubiți schimbarea de fel, o acceptați și o integrați greu în viața voastră și realitatea poate să pară, poveștile pe care de fapt ni le spunem noi despre realitate pot să distorsioneze șirul întâmplărilor și acolo voi aveți o mare, mare contribuție. Iar prezența lui Venus în Vărsător, care este guvernatoarea voastră, aduce acest aer rece, întâlnirea cu faptele, cu adevărul așa cum a fost, adică ne dăm la o parte toate acele justificări, explicații care au ținut de cald până acum.
Marte, în schimb, în casa a doua, este foarte bun, foarte generos cu voi, pentru că odată ce iese din retrogradare, aduce ceea ce vă place vouă cel mai mult, și anume bani și beneficii. Încasări, poate, care nu au fost făcute la timp. Un bonus promis sau așteptat, care a întârziat să apară. Ceva ce nu ați încasat la timpul lui, acum se recuperează. Vin pe repede înainte, de ce vine să aveți pregătiți, nu știu, sacii, geamantanele, conturile, tot ce este nevoie. Reglări și recuperări pe repede înainte acestor sume de bani, întregirea iarăși a stimei de sine prin acțiuni cu un rezultat clar și concret, pentru că lui Marte așa îi place, pe principiu ce-i în mână nu-i minciun. Mercur retrograd în casa nouă aduce o regândire a convingerilor, credințelor de până acum. Posibil să decideți să mergeți către niște studii de aprofundare sau poate o călătorie în străinătate sau poate să atrageți niște colaboratori, niște parteneri străini. Iar Lilith în casa a patra aduce dorința de a recâștiga ceva ce ține de casă, de familie. Poate un rol de autoritate pe care l-ați avut acolo, un talent pe care îl aveți doar voi, o scenă pe care obișnuia să performați în copilărie și pe care apoi ați părăsit-o sau ați avut sentimentul că vi s-a luat, că ați fost invalidați de fapt pentru acel talent pe care voi l-ați avut, că nu ați fost susținuți să mergeți către acel vis. Și iată că acum aveți această ocazie, până în octombrie puteți să luptați pentru talentul și pentru darul vostru, ceea ce este un lucru și un tranzit de care avem nevoie cu toții, dacă mă întrebați pe mine. Cred că se cere în această perioadă în care recuperăm niște lucruri reale noastre, lucruri este așa la modul general vorbind, pot fi și practice și talente și abilități pe care le-am pierdut în copilăria noastră. Am ajuns la zodia Gemeni, cei care primesc două vești săptămâna aceasta, una rece, una caldă. Vestea rece este că Mercur încă rămâne retrograd, este guvernatorul lor și atunci o parte de transformare, de gândire și regândire a unor situații din trecut, mai ales ascendentul în Gemeni, bineînțeles, pentru că Mercur este retrograd pe casa a opta. Se luptă cu anumite resentimente, vă luptați, adică cu tot felul de gânduri obsesive, parcă nu vă lasă până nu înțelegeți de ce și sunteți acolo călare pe situație. Bineînțeles, o să aflați când vă detașați. Sigur, nu este răspunsul pe care l-așteptați, de fapt nu este răspunsul pe care nimeni nu l-așteaptă în astfel de situații, doar că ăsta este răspunsul valabil pentru toți, chiar dacă l-așteptăm, chiar dacă nu. Dar spuneam că este și una caldă, și anume faptul că Marte este din retrogradare și este în semnul vostru și pe voi va chinui cel mai mult, și pe noi cu echipamentele tehnice, dar în special pe nativii Gemeni, pe voi, scade destul de mult tensiunea și aveți senzația că începeți să vă organizați puțin vocile din cap. După 20 ianuarie, deja va fi fiecare la locul ei, o să știți pe ce voci cântați. A fost o lecție a răbdării la care ați trecut sau ați dat un test lung de undeva de 2 luni și jumătate. Așa că de acum începeți să se naște claritatea, apare claritatea, prind formă anumite lucruri în viața voastră. De fapt, despre voi gândiți altfel, acționați altfel când vine vorba despre propria persoană. Jupiter din C11 aduce, din casa 11, pardon, aduce nevoia de a vă gândi la viitor, oportunități, prieteni, oportunități care vin prin prieteni, prin grupuri de oameni, prin anturaj. Nu stați prea mult pe gânduri, pentru că chiar dacă Mercur rămâne în retrogradare, aceste oportunități nu este neapărat să se desfășoare așa cum vin către voi în aceeași formă. Ele se pot transforma pe parcurs și să fie de bun augur pentru voi. Oricum, Jupiter o să stea la voi acasă până, pardon, în berbec, la acasă până pe 15 mai, așa că e bine să aveți ceva de făcut, o să aveți multe de făcut până atunci.
Lilith, o să fie în casa a treia pentru voi și drept urmare o să vă aducă dorința de a vă face auziți, de a restabili o comunicare corectă, corectă pentru voi, bineînțeles, pentru cei care au frați, dorința de, de a-și restabili, de a-și recâștiga locul cuvenit, ceva ce simt și ei că le-a fost luat la un moment dat, poate că le-a fost invalidat în acest grup de frați sau verișori sau vecini sau mediul imediat apropiat după mediul familial. Acele fapte pentru care ați fost invalidați de către ceilalți vin acum și se pun pe masă. Vorbiți despre ele, se aruncă vorbe, se primesc vorbe, dar partea bună este că acest conflict care se naște acolo, un conflict de comunicare, restabilește niște puteri, dacă vreți, niște talente, reglează niște lucruri care vă macină destul de mult. Oricum și Mercur fiind retrograd în casa a opta, rumegați foarte multe lucruri și în sfârșit veniți cu ele pe masă, lucru care, chiar dacă este neplăcut, este disconfortat, cu siguranță o să conducă la un rezultat pozitiv dacă toți cei implicați participă la acest eveniment, direct, indirect. Luna străbate sectorul de viață al comunicării, al familiei, al expresiei de sine și creativității în această perioadă, în această săptămână, deci cercul apropiat, cunoștințe, frați, vecini, familie, mediu de siguranță, nevoia de afirmare, autenticitatea, expresia de sine vor fi în reflectoarele acestei săptămâni. Uite așa, am ajuns la RAC, unde racii vin după această lună plină în semnul lor. Spuneam noi, eu și Alina Domnișor, în previziunile pentru întregul an, că racii beneficiază anul acesta de două luni pline. Una la începutul acestui an, a fost pe data de 7 ianuarie, adică astăzi, când vorbim noi, și o să mai avem o lună plină la sfârșitul anului. Deci racii cu atât mai mult se pregătesc să închidă ceva. Am spus eu mai devreme că închidem situații din 2022. Ne împăcăm cu ele. Să știți că acest închis nu înseamnă neapărat că îl rupi o relație. Doamne ferește! Nu, nu despre asta este vorba. Această închidere se produce la noi, acasă, în interiorul nostru. Ne detașăm, dăm drumul, ne închidem acele emoții care ne-au plăcut sau poate nu ne-au plăcut din acea situație și în momentul în care noi ne împăcăm, apare această siguranță și stabilitate. Pardon, despre asta vorbește și Luna, care străbate sectorul financiar, sectorul de comunicare, familia, casa în această perioadă. Poate fi vorba despre achitarea unor datorii mai vechi, poate un credit, niște bani împrumutați de la cineva. Se mută accentul apoi pe studii. Poate aveți nevoie de o certificare, poate sunteți curioși să studiați un domeniu sau să consultați pe cineva, de exemplu, care are expertiză mai multă într-un domeniu decât voi și să vedeți cum vă poate ajuta. Poate să apară deplasări sau pur și simplu poate să apară nevoia de socializare. Știți, când socializăm, când interacționăm cu oamenii, se întâmplă un lucru foarte fain și anume că ne aducem niște repere noi de care avem nevoie în acele momente pentru a procesa mai ușor ceea ce avem noi de procesat. Finalul de săptămână aduce nevoia de a fi mai mult acasă printre cei dragi, poate să dați un telefon la părinți. Mercur în casa a șaptea este pentru voi în Capricorn, deci dinamizează puțin sectorul relațiilor, aduce în prim plan niște discuții, reia niște discuții, este vorba foarte mult despre resurse, despre resursele din cuplu, se pot închide niște negocieri pe care le aveți cu partenerul de viață sau poate cu alți parteneri de business, poate clienți, de exemplu, poate se închide anumite parteneriate care nu mai sunt profitabile sau care și-au pierdut, de exemplu, obiectul pentru care acestea s-au semnat.
Dar nu este un lucru pierdut, pentru că urmează altele noi. Am și spus că racii sunt în acest an între două închideri care se întâmplă la început și la final de an, în timp ce tot anul, pe parcursul anului, generează lucruri noi în viața lor. Deci se întâmplă acum, se face spațiu ca să vină ceva nou. Marte din casa a 12-a, care iese din retrogradare pe data de 12 ianuarie, accelerează înțelegerea acestor situații din trecut. Poate ați aflat, de exemplu, ceva ce a fost tăinuit față de voi și acest lucru aduce împăcare, iertare, ușurință în a da drumul, acest let go de care se tot aude în media. Lilith pentru voi este în casa a doua, ceea ce arată dorința de a vă recunoaște valoarea cu adevărat și a vă asuma stima de sine în mod real. Invalidările celor din jur nu mai țin. Apare revoltă, apare revendicare, lucru care este sănătos pentru propria persoană. Și nu mai spun de Jupiter în Berbec, care pentru voi este pe casa carierei, deci oportunități în carieră, în viața profesională, poate vă este recunoscută public o expertiză, poate vin alții către voi și vă oferă o recunoaștere sau o nouă oportunitate ca urmare a faptului că vă recunosc efortul și contribuția de până acum. Și aici am un singur îndemn pentru voi și anume profitați. Am ajuns la Leu, cei care sunt guvernați de soare, sunt răsfățați zodiacului doar pentru faptul că sunt guvernați de soare și în general pentru că ei reușesc acest lucru, voi reușiți acest lucru. Soarele și Mercur retrograd se află pentru voi în casa a șasea, este o casă a sănătății în primul rând, este o casă a vitalității, este o casă a obiceiurilor care vă ajută sau care vă ajută mai puțin. Și faptul că Mercur este retrograd acolo și este foarte aproape de Soare, cu siguranță simțiți acest lucru la nivel de vitalitate și apare această dorință de a vă reorganiza obiceiurile, de a vă reorganiza resursele, felul în care vă cheltuiți resursele, astfel încât să fie mai mult în folosul vostru și mai puțin împotriva voastră. Deci această nevoie de organizare, reorganizare o să mai dureze puțin până spre 20 ianuarie, când Mercur o să iasă din retrogradare și o să slăbească puțin această nevoie. Partea bună este că la momentul respectiv o să ajunge și la niște soluții, la niște rezultate, adică o să înțelegeți ce aveți de făcut, exact ce schimbări. Contextul de viață în care funcționați acum nu mai este potrivit pentru voi. Luna pentru voi guvernează, spuneam că este în Leu în perioada aceasta, în săptămâna viitoare, în Fecioară și în Balanță, deci cumva pleacă de la voi, de la nevoile voastre, de la nevoile voastre financiare, de la nevoile voastre de comunicare, poate crește nevoia de validare în această săptămână și de cumpărături exagerate, așa că aveți puțină grijă, măcar să vă cumpărați ceea ce vă place sau dacă nu să puteți să vă detașați de acele sume pe care le cheltuiți. În schimb, un tranzit important pentru voi este intrarea lui Lilith în semnul vostru, pentru că acum o să crească această dorință de afirmare, de a vă manifesta talentele pe care le-ați negat până acum. Atenție iarăși la ce ați negat. Atenție la copilăria voastră, pentru că vin foarte multe lucruri de atunci în prezent pentru voi. Vă revendicați sau acele situații în care v-ați anulat pe voi înșivă, fie din dorința de a nu fi respinși, fie din dorința de a fi aclamați. Deci nevoia acută de a fi autentici, chiar dacă acest lucru este prea mult pentru ceilalți oameni. Și veți avea tendința să exagerați prin aceste revendicări și vreau să vă atrag atenția puțin asupra acestui lucru, pentru că este posibil să atingeți oameni și să poate să răniți și să aveți puțin grijă la victimele colaterale pe care puteți să le faceți fără să vreți.
Apoi mai este Jupiter în berbec, care pentru voi este în casa noua. Voi sunteți semn de foc, Jupiter este în semn de foc. Jupiter este guvernator de semn de foc. Deci vreți mult. Vreți mult în această perioadă, vreți departe, sunteți pe principiul think big. Dacă nu este mare, nu vă interesează, explorați. Vreți să explorați. Studii, călătorii, străini, străinătate, filozofie, religie, credințe, convingeri. Atenție iarăși la sistemul de credințe de care sunteți foarte atașați, la lucrurile de care sunteți convinși, pentru că acelea se vor multiplica în această perioadă. Explorarea unei culturi diferite vă prinde bine. De asemenea, vă prinde foarte bine să citiți, să studiați și poate ceva ce nu ați fi crezut niciodată că veți ajunge să aprofundați. Mai este iarăși un tranzit important pentru voi în această săptămână, și anume tranzitul lui Venus prin Vărsător. Asta pentru că pentru voi este în casa șaptea, o casă a relațiilor și parteneriatelor pe termen lung și a statutului social iarăși. Care este plăcerea voastră în relații, se pune întrebarea acum, dar în relația de cuplu, dar cu partenerii de afaceri, ce vă mai ține acolo dacă nu vă mai place ceva? Cu ce animați relația respectivă? Ce decizii, ce priorități aveți acolo de făcut? Deci este, aș spune că pentru voi, dragi lei, este o perioadă în care deciziile relaționale, parteneriale, cu efect pe termen lung, mai ales că Soarele și Mercur sunt în casa a șasea, în Capricorn, adică acolo unde timpul este criteriul principal, aș spune că sunt de bun augur în perioada aceasta și redeveniți importanți pentru voi înșivă. Am ajuns la nativii Fecioară, unde, ca și la Gemeni, Mercur este guvernatorul vostru, Mercur este retrograd în casa a cincea pentru voi, deci apare din nou această întrebare. Cine ești tu? Ce te definește? Care este expresia de sine? Care este ce îți place ție să creezi, de fapt? Ce îți face plăcere să creezi? Ce îți face plăcere, ce te face să tresalți? Cum îți este în iubire? Care este relația cu copiii? Regândești și revizuiești toate aceste piste din viața ta. Este un lucru care se tot întâmplă. Soarele susține și el de acolo, de lângă Mercur, această regândire și mai mult Uranus din casa noua este cel care susține această regândire la nivel mare, macro, și care aduce și o gândire out of the box acolo. Vreți lucruri diferite, vreți să faceți să aveți abordări diferite. Faceți lucrul ăsta până pe 20 ianuarie, o să aveți și claritate în ce direcție vreți voi să mergeți. Marte, din casa 10-a pentru voi, o casă a autorității, a carierei, a expunerii publice, a vieții profesionale, readuce în prim plan nevoia de a avea viteză la muncă. Ești pe fază. Sunteți pe fază. Faceți 10 lucruri în același timp. Sunteți agili. Vedeți imediat ce nu funcționează, găsiți foarte repede soluții, aveți foarte multă energie, dar atenție, pentru că este posibil ca celorlalți și în special subordonaților să nu le placă chiar atât de mult acest entuziasm al vostru și să aibă o rezistență poate sau să nu răspundă exact cum vă așteptați voi la solicitările voastre și poate se dorește acolo o regândire a structurii în care funcționați, astfel încât să fie pe gustul vostru și pe valorile voastre, iar ceea ce nu funcționează așa cum vă doriți, să faceți să funcționeze. Jupiter pentru voi este în casa 8-a, ceea ce înseamnă că aduce beneficii prin partener sau culegeți roadele unor investiții din trecut. Poate fi vorba și despre roadele unui proces de transformare. Deci nativii care au fost harniși până acum și care s-au împăcat, au înțeles, au clarificat, s-au detașat de tot felul de sentimente și resentimente care îi țineau în trecut, acum au parte de o premiere.
Spuneam că Jupiter dublează, cel puțin dublează ceea ce găsește acolo, deci dacă aveți pace în suflet, o să vă bucurați de ea. Dacă nu, o să vă bucurați de reversul. Și de asemenea, posibile moșteniri să apară în viața voastră, pentru că această casa 8-a este și o casă a moștenirilor, ea de-aia are legătură cu trecutul, moștenim ceea ce este acolo și se poate face dreptate, de exemplu, legat de moșteniri, sau puteți să clarificați o situație legată de moșteniri. Lilith, pentru voi o să înceapă un tranzit de 9 luni în casa a 12-a, ceea ce aduce în primul rând revoltă față de divinitate. Pentru că, știți cum e, când nu mai știi pe cine să dai vina, na, te uiți la cer și e așa ca o ultimă soluție. Te ceri și tu cu cineva. Partea bună e că nu prea primești răspuns sau nu, genul de răspuns pe care îl primești de la oameni. Aș spune că după ce te ceri cu Dumnezeu, următorul pas este pacea. Dumnezeu răspunde altfel, nu ca oamenii, iar uneori nici măcar nu este nevoie să răspundă. Ce al tău e al tău, până la urmă și ce al lui e al lui. Și fiecare își asumă participarea la acest proces. Ideea e că toată această revoltă pe care voi o aveți aduce o închidere și o împăcare și o detașare față de ceva ce nu ați văzut, față de ceva ce, la care nu ați participat, dar cu ale cărui consecințe vă întâlniți acum. Un eveniment din trecut, poate fi vorba de un trecut cum voi, poate erați foarte mici sau chiar nu existați în această lume 3D, dar care acum se clarifică. Vă ajută, vă sprijină și luna în acest sens. Aduce nevoia de liniște, de pace, de odihnă, de aplicarea asupra propriilor nevoi, bani, stabilitate. Și am parcurs prima jumătate a zodiilor, a cercului zodiacal, așa am ajuns la balanță, a doua zodie guvernată de planeta Venus. Venus pentru balanțe se află în casa 5-a în vărsător. Deci aș spune că libertatea vine din a face ceea ce îți place, din a fi autentic. Degeaba te plac ceilalți dacă tu trăiești în compromis și renunți la tine. Copilăria sau relația cu copiii sunt cele care te hrănesc acum, iar copilul interior este cel care te ghidează. Aș spune că pentru voi, nativii balanței, este foarte importantă această relație copilul interior pe parcursul tranzitului lui Venus în vărsător și o să vedeți pe măsură ce Venus se apropie de Saturn că această conectare și această regăsire devine mai intensă, nevoia acestei regăsiri produce sau provoacă evenimentele astfel încât ea să se întâmple. Iarăși un domeniu important pentru voi în acest an este acest domeniu relațional. Îl resimțiți de pe acum pentru că Jupiter este în casa a 7-a, în casa relațiilor. Aici vorbim de mai multe relații, vorbim de cei care sunt singuri, de exemplu, pot să întâlnească pe cineva, pot să întâlnească mai mulți de astfel de cineva în această perioadă până la sfârșitul lunii mai. Sau puteți să vă întâlniți cu oportunități care vă vin prin relații. Spuneam că puteți să întâlniți mai mult, dar vă recomand să-i luați pe rând. Oportunitățile acestea pot să fie sub forma unei mutări, de exemplu, poate din țară, o relocare, ce apare în viața voastră ca urmare a unei oportunități pe care o primește partenerul de viață. Dacă aveți deja sau poate va trebui să călătoriți mult ca urmare a faptului că un client poate aduce un serviciu nou sau o strategie nouă sau dezvoltă un proiect nou și se răsfrânge asupra voastră prin faptul că va trebui să călătoriți mai mult pentru a vă ajuta acel client. Marte aduce o depresurizare prin faptul că este din retrogradare în casa nouă pentru voi, deci tot ceea ce înseamnă studii, călătorii, credințe, convingeri, procese iarăși, chestiuni care țin de lege, se poate bloca acum. Poate primiți acea hârtie, poate primiți răspuns la un dosar, la o cerere pe care ați făcut-o. Anumite credințe și convingeri au primit de la sfârșitul lui octombrie, timp de 2 luni jumate, un refresh
Și ați mai ieșit din niște dogme sau mai limpezit niște povești de viață, aveți claritate în ceea ce privește obiectivele pe termen lung și care nu-și mai au atât de mult rădăcina în niște chestiuni din trecut care se cereau lămurite. Mercur este încă retrograd în casa a patra, ceea ce aduce o regândire a vieții de familie, casă, mamă, părinți, relația cu părinții, ceva ce nu mai este la fel, ceva ce nu mai poate fi la fel în viața voastră. Poate schimbați casa, poate renovați, poate vă mutați. Sau poate trebuie să aveți grijă de părinți sau tocmai sau tocmiți de fapt pe cineva care să facă acest lucru. Deci cumva trebuie să luați în calcul o responsabilitate suplimentară ce ține de casă, familie sau de relația cu părinții. Lilith în casa 11 aduce dorința de a vă recâștiga popularitatea printre prieteni, mai ales originalitatea. La ce ați renunțat până acum sau în copilărie, la ce obișnuia să renunțați ca prietenii voștri să nu vă respingă sau mai mult să vă aprecieze așa mai mult decât pe ceilalți? Ce faceți diferit față de ei și este greu de acceptat? Ce vă diferențiază? Care este tribul vostru cu adevărat? Acei oameni, adică, care vă acceptă așa cum sunteți, care vă apreciază pentru cine sunteți, pentru acele lucruri diferite pe care le aveți și pe care nu vă place să le manifestați. Și că pentru balanță cea mai mare tortură este să fie unică, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, adică să fie doar ea într-un anumit fel. Ei bine, acum balanțele încep un proces de 9 luni de zile în care încep să-și accepte diferențele și încep să le ducă în zona de unicitate. Luna tranzitează exact acest sector care scoate în evidență nevoia de a fi original, de a vă întregi, de a sta cu voi și grijă dedicată față de propria persoană. Am ajuns la Scorpion, să știți că înainte de Scorpion trebuie să iau o gură de cafea, că e un semn puternic, bineînțeles. Mai ales că Marte, guvernatorul vostru, iese din retrogradare pe data de 12 ianuarie și aduce multă energie. Vă reveniți, vă recunoașteți mai ales. Vă doriți să vă recâștigați puterea, să faceți bani, să găsiți, să identificați investiții profitabile pentru voi. Iar dacă până acum ați rumegat și inventariat ce pierdere ați avut în ultima vreme, acum este timpul să recuperați, să renașteți, să vă găsiți aripile, cum ar veni, pentru că până acum ați fost parcați așa un pic ca să vă trageți sufletul și să înțelegeți și să procesați. Dar acum vă reveniți în fire și ieșiți la înaintare. Vă susține pentru acest lucru și Mercur, care, deși este încă retrograd în casa a treia pentru voi, comunicarea rămâne în prim plan, în special cu partenerul de viață asta, pentru că formează acel trigon cu Uranus, care este exact în casa a șaptea pentru voi. Se cer luate niște decizii, vă mai scuturați așa un pic, dar spuneam că vă revine această energie prin care puteți să acționați. Cu alți parteneri de business, de exemplu, este posibil să apară ruperi, distanțări, detașări. Uranus aduce și acest lucru. Partea bună este că știți ce aveți de făcut și treceți la acțiune, indiferent ce este acel lucru de făcut. Faptul că aveți claritate și puteți să luați decizii este un mare, mare lucru pentru voi. Jupiter este prezent în casa a șasea pentru voi, ceea ce spune că o să vă aducă oportunități profesionale, schimbări în tot ceea ce înseamnă program de lucru, rutină, obiceiuri, tot ce faceți acum și vă periclitează starea de sănătate, vitalitatea, felul în care vă cheltuiți și consumați resursele, se va schimba, iar cei care nu au job pot să găsească două joburi, de exemplu, cei care au deja job s-ar putea să mai primească unul. Deci se anunță multă, multă activitate în zona aceasta de muncă, munca corpului fizic. Cei care nu, sau aveți deja un job care
vă solicită destul de mult, s-ar putea să vă apucați de niște pasiuni, hobby-uri din această zonă, nu știu, să urcați pe munte sau ceva care vă solicită foarte mult fizic. Poate să vă apucați de un sport, alergat, nu știu ce mai este în zona asta, eu nu prea mă pricep. Lilith este pentru voi în casa 10-a și dă startul unei perioade de 9 luni în care revolta și dorința de a vă recâștiga autoritatea și expertiza în fața unui public se intensifică. O recunoaștere publică. Știți că sunteți buni la ce sunteți voi buni și doriți ca acest lucru să fie recunoscut, fie de autoritățile care sunt în acel domeniu, fie de publicul căruia vă adresați, între colegii de braslă, expertiza voastră contează și vreți să conteze, vreți ca acest lucru să fie recunoscut de către ceilalți. Căutați să vă revendicați locul vostru care vă aparține de fapt și de drept. Iar luna, prin tranzitul acesta pe care îl face prin leu, fecioară și balanță, pune accent pe nevoia, pe nevoie de fapt ce țin de viața profesională, pe viziunea pe care o aveți despre viitor, un pic de timp cu voi în care să organizați diferite stări interioare. Este iarăși de dorit, pentru că spuneam că veniți, dragi Scorpion, după această perioadă de rumegare, pentru că Marte a fost retrograd în casa 8-a pentru voi, a fost multă intensitate acolo, ați avut foarte multe gânduri, ruminații, nu știu, obsesii, fiecare ce a avut, foarte multe resentimente, foarte multe înțelegeri din trecut, nevoia de a căuta explicații, de a înțelege, de a avea vinovați până la urmă, de a ieși din a căuta vinovați și a vă asuma voi înși vă responsabilitatea pentru consecințele care sunt în viața voastră, aduce acum sau cere nevoia unei organizări interioare, cere o organizare interioară tocmai pentru a vă structura puțin și pentru a vă elibera și pentru a putea să mergeți înainte. Săgetători, un alt semn de foc care se bucură de prezența lui Jupiter în Berbec și în casa 5-a pentru voi este și guvernatorul vostru. Aici este foarte mult dinamism, foarte multă energie, foarte multă dorință de afirmare, de a fi văzuți, de a vă face remarcați. Nu există să ajungeți într-un context de viață în care ceilalți să nu vă remarce. Viața romantică, sentimentală, iubirea, viața de părinte, relația cu copiii devin foarte importante. Apar oportunități, poate să apară chiar un membru nou în familie, dacă plănuiți și dacă nu plănuiți, poate să apară. Asta pe termen lung, așa, până prin mai, dar nu se știe când se întâmplă. Iubirea, pasiunea, pasiunea pentru ceea ce iubiți este iarăși în prim plan. Cei care sunt singuri pot să-și găsească pe cineva în această perioadă. Vă bucurați de mult flirt, de nevoia de a demonstra, de a arăta cine sunteți, de admirație. Aveți mulți admiratori, vă faceți mulți admiratori și din toți acei admiratori nu se știe ce o să se nască pentru mai târziu. Marte, din casa 7-a pentru voi, iese din retrogradare și aduce ocazia de a clarifica chestiuni ce țin de relația de cuplu. Dacă spre sfârșitul anului 2022 ați avut tot felul de discuții fără să ajungeți la o concluzie, acum se poate întâmpla acest lucru, să găsiți acea concluzie, acel răspuns de care aveți nevoie. Sigur, conversațiile pot fi și în capul vostru. Nu neapărat cu celălalt, mai ales dacă sunteți singuri, de exemplu. Dar apare această clarificare asupra ceea ce așteptați voi de la o relație de cuplu. Care este nevoia voastră acolo? Ce vă doriți de la o relație de cuplu? Mercur este retrograd în casa a doua și slavă Domnului, pentru că la entuziasmul și impulsivitatea voastră ar fi fost posibil să rămâneți fără bani până acum, dar Mercur din Capricorn retrograd nu v-a dat acces la acești bani, drept urmare n-ați putut să cheltuiți așa în mod exagerat. Aș spune că zona financiară este încă perturbată, căutați soluții și nu găsiți atât de ușor, astfel încât să reușiți să achiziționați tot ceea ce vă doriți. Trebuie să renunțați la anumite lucruri.
se cere o renunțare acolo, se cere o recunoaștere a priorităților cu adevărat, a ceea ce aveți de făcut. Ce este important pentru voi pe termen lung, spuneam Capricornului, îi place să știe și să se axeze, să se concentreze pe ceea ce este important pe termen lung și asta face la voi în zona financiară. Pe restul, care sunt nice to have, cum spune englezul, nu un must have, o să aveți ocazia să le bifați un pic mai târziu. Lilith în Leu este iarăși o poziție interesantă pentru voi, pentru că este un alt semn de foc acolo. Dă startul unei perioade de 9 luni în care revolta și dorința de a vă recâștiga sistemul de valori cu care vă identificați este foarte important. O să descoperiți acum că ați împrumutat multe credințe, că acționați pe baza credințelor pe care le-ați împrumutat de la ceilalți, în special din copilărie, deci m-aș uita puțin la modelul părinților și cât de mult replic eu din modelul părinților și cât de mult guvernez viața parcă încă pentru a împlini nevoile părinților. Apare această revoltă, nu mai acceptați părerile celorlalți, nu vă mai lăsați influențați de ceea ce cred ceilalți, devine foarte important ceea ce credeți voi. Chiar dacă inițial aceste credințe sunt din cele care acționați, sunt acelea care provin din modelele preluate de la părinți, ușor, ușor le răzbateți și veți ajunge să identificați care sunt de fapt acele valori care sunt și ale voastre și nu doar ale părinților. Luna o să tranziteze zona aceasta de studii, tot de credințe, călătorii, legături cu străinătatea și de asemenea viața profesională și planurile voastre de viitor legate de aceasta. Capricornii, pentru Capricorn ne uităm bineînțeles la Saturn, la guvernatorul vostru, care se află în casa a doua și uite că deja vorbim de Saturn, care este o planetă mai uscată. Mie mi s-a uscat gura exact când am ajuns aici, ca să vedeți. Saturn este prezent în casa a doua pentru voi în vărsător. Deci nevoile financiare sunt o prioritate, iar intrarea lui Venus în acest sector de viață aduce beneficii pentru voi. Bineînțeles, Venus vine cu beneficii. Singura condiție pentru a primi aceste beneficii pe care le aduceți Venus este să fie vorba de munca voastră în spate, pentru că cu Saturn acolo nu veți primi nimic din ceea ce este nemuncit de voi. Saturn asta face, vă dă ceea ce este al vostru. Dacă nu ați muncit, nu primiți nimic. Dacă doar ați consumat, o să plătiți. Iar pentru ceea ce ați produs, veți fi răsplătiți. Mercur, în schimb, este retrograd în casa întâi. Soarele se află la voi în zodie în această perioadă. Cu Mercur retrograd acolo foarte aproape, ceea ce aduce o revizuire și o regândire a ceea ce vreți să faceți, a ceea ce vreți să transmiteți, cum vreți să vă prezentați în viitor. Iar acest trigon pe care Venus îl formează cu Uranus din casa a cincea poate aduce chiar și o schimbare de look și aș zice că puteți să puneți acum în scenă, să spun așa, ceva ce nu ați fi crezut niciodată că o să faceți, nu știu, să vă tundeți într-un anumit fel, să vă vopsiți într-un anumit fel, să vă machiați poate într-un anumit fel, să purtați un anumit stil de haine, poate gens, poate încălțări, ceva ce este out of the box puțin și care nu v-ați fi identificat până acum. Vă cuprinde acum așa o perioadă ușor adolescentină în care recuperați niște lucruri puțin nebunatice pentru voi. Jupiter în casa a patra aduce în schimb dorința de a vă găsi locul vostru, de a vă face locul vostru, de a-l recunoaște, de a merge către el. Poate să vă cumpărați locul vostru, poate să aveți locuința voastră așa cum vă doriți voi. De asemenea, familia se poate mări, poate să apară un copil în familia voastră, nu neapărat al vostru, dar să mai apară un membru al familiei care să modifice puțin homeostaza familiei sau poate un părinte să aibă nevoie de ajutor și să locuiască temporar cu voi, adică să crească puțin
numărul de membri. Sau poate să mergeți mai des pe la el. Deci, oricum ar fi aici, în zona casei, în zona familiei, se expansionează puțin această energie și vă aduce niște, atât niște oportunități, dar, bineînțeles, și un pic de treabă. Marte, mai ales că Marte este în casa a șasea pentru voi, trebuie să vă puneți aceste resurse în slujba celorlalți. Marte este în casa a șasea, iese din retrogradare, aduce ocazia de a schimba ceva legat de obiceiurile voastre, de rutină, de felul în care cheltuiți resursele, de sănătate. Totul ca să aveți mai multă energie, mai multă vitalitate. Nu prea ați fost foarte activi în ultima perioadă, ați fost puțin mai retrași. Acum ieșiți la înaintare, oricum voi sunteți destul de obosiți după tranzitul plutonian din 2008 încoace, s-au produs foarte multe transformări și foarte multe schimbări în viața voastră și acum pur și simplu vreți să mergeți înainte doar cu acele lucruri în care mai credeți, cu acele lucruri care vă fac plăcere, cu acele lucruri care vă pasionează, care vă animă, care vă aduc entuziasm. Și să alegeți și oamenii cu care să faceți aceste lucruri după aceleași criterii. Lilith, în casa a opta, dă pentru voi startul unei perioade de 9 luni în care nevoia de transformare nu mai poate fi amânată. Aici este o combinație, dacă vreți, între la voi, în mod particular la voi, pentru că Lilith este în casa a opta și dacă până acum Pluto va oferi tot felul de transformări așa încet, din 2008 încoace, Lilith vine și periază pe viteză accelerată tot ceea ce a mai rămas din acest tranzit, tot ceea ce a scos Pluto la iveală și se pregătește să închidă. Pluto deja migrează în vărsător de anul acesta. E bine, o să se mai întoarcă puțin, mai stă la anul încă în Capricorn, mai are ultimele detalii de pus la punct și Lilith lucrează cu Pluto pentru voi pentru a închide rapid acest tranzit și a vă elibera. Deci transformarea, concluziile transformării, de fapt, apar acum în viața voastră, le implementați rapid, comunicați rapid, decideți, implementați și vă bucurați de rezultate, de fapt, să spunem până prin octombrie, noiembrie și la anul un pic, dar rezolvați partea aceasta, vă degrevați de ea. Iar luna va aduce în această săptămână nevoia de a vă elibera de aceste resentimente, de multe resentimente, pentru a crea mai mult spațiu în viața voastră. Și am ajuns la vărsător. Saturn este la voi acasă. Frustrările personale au condus la schimbări importante în viața voastră. V-ați asumat responsabilitatea pentru a face aceste schimbări și a vă îndrepta spre ceea ce vă doriți să obțineți. Independența și libertatea, libertatea interioară, de fapt, să nu mă înțelegeți. De fapt, să fiu înțeleasă greșit când vine vorba de această libertate, nimeni nu v-a îngrădit-o. De fapt, cu Saturn acolo, ați observat și voi că cei care v-au pus piedici, ați fost chiar voi înși vă și, drept urmare, tot voi înși vă puteți să le îndepărtați de acolo. Deci, vă îndreptați către această libertate interioară cu pași încet și sigur, deja capătă formă. Dacă vă uitați de la sfârșitul lui 2020 încoace, deci 2021-2022, ați cam muncit la a vă reconstrui pe voi și a vă organiza puțin în stilul vostru pe care nimeni nu îl poate recunoaște decât voi. Sunteți foarte originali în tot ce înseamnă viața voastră și toată organizarea voastră, de altfel nici nu trebuie să o înțeleagă ceilalți, voi trebuie să o înțelegeți ca să știți de unde luați ceva atunci când căutați sau când aveți nevoie. Mercur retrograd în casa 12, în schimb, aduce în continuare nevoia de a sta puțin retrași, de a gândi, de a rumega, de a regândi situații din trecut cu care aveți nevoie să vă împăcați. În schimb, aveți perspective noi legate de tot ce înseamnă casă, familie, intimitate. Pentru voi, ce înseamnă aceste lucruri pentru voi, iar acest tip de claritate va aduce liniște și confort. Pentru că și voi vă căutați locul așa într-un fel uranian și ați vrea să înțelegeți
care este locul vostru, cărui loc aparțineți voi, să vă găsiți tribul, să vă găsiți mediul în care mediul care este potrivit pentru voi, în care să vă simțiți ca acasă, pentru că la vărsător niciodată nu știi cum arată acest ca acasă. În schimb, Jupiter, care la voi este în casa a treia, el se află în Berbec, aduce dorința de a socializa. Eu mă bucur foarte mult. O să iasă Mercur din retrogradare. Mă bucur mult pentru vărsători, pentru că îi mai scoate din spatele ecranelor și socializează cu oamenii adevărați. Mai ieșiți puțin din casă, nu mai refuzați atât de des invitații, interacționați. Ați mai vrut voi și până acum, dar v-au tot apărut piedici de la acest Mercur retrograd. Vă place să vă puneți la curent cu ce se întâmplă în jurul vostru. Poate să participați așa, de curiozitate, la un curs, la o specializare, să plecați într-o excursie organizată, să plecați cu un grup de prieteni, să călătoriți, să ieșiți din casă și să faceți networking, de fapt, și este un lucru care vă prinde bine. Iar Marte, din casa a cincea, iese din retrogradare și are ocazia de a vă face remarcat, deci toate aceste cercuri pe unde ieșiți să socializați, cu siguranță veți fi remarcat, cu siguranță vă veți face auzit și este bine pentru că, de fapt, puneți în mișcare toată această zonă creativă a voastră, astfel încât să vă exprimați, să vă simțiți liberi, să vă exprimați și mai mult. În schimb, Lilith pentru voi o să tranziteze casa a șaptea, ceea ce dă startul unei perioade de 9 luni în care vă lămuriți ce înseamnă relații pentru voi, cât de mult relațiile pe care le aveți în acest moment se suprapun cu ideea de relații, ce tip de relații aveți nevoie în viața voastră. Oricum, la voi totul este altfel, până și Uranus are o orbită diferită. Totul, până la urmă, aveți nevoie să includeți în viața voastră sau să aduceți în viața voastră cum rezonează toate aceste lucruri care rezonează cu aceste definiții. Important este să vă definiți, să identificați ce anume vă face plăcere, vă bucură și să mergeți să luați acele lucruri. Nu sunteți oamenii conformismului și nici nu trebuie. Luna va aduce și ea în perioada aceasta, în săptămâna viitoare, nevoia de a fi în relații, de a crea intimitate, de a vă simți alături de cineva. Și am ajuns la ultimii, dar nu cei din urmă, peștii. Jupiter este în casa a doua pentru voi, deci dorința de a vă crește beneficiile și, bineînțeles, ce aduce sau aduce, de fapt, și oportunități în acest sens. Talentele voastre cresc în această perioadă. Aveți inspirație, le puneți rapid în formă și le dați mai departe. De asemenea, crește dorința de a vă aprecia la justa valoare și de a pune un preț corect pe munca voastră. Deci, aș spune că pentru pești, Jupiter în Berbec aduce foarte multe beneficii de care nativii se bucură și pe care le și merită. Marte este în casa a patra, iese din retrogradare, aduce ocazia de a clarifica chestiuni ce țin de casă, de familie, de relația cu mama. Aș spune că noiembrie, decembrie, sfârșitul anului 2022, prima jumătate a lunii ianuarie, a fost multă tensiune acolo, a adus discuții care până acum păreau fără concluzii, ei bine, apar și acestea, deci se clarifică puțin ceea ce înseamnă comunicare în viața de familie pentru nativii pești. Mercur este încă retrograd în casa 11-a, lucru care aduce revizuirea planurilor de viitor, a aspirațiilor, ce vreți să faceți diferit, cum să vă diferențiați de ceilalți și mai ales cu ce echipe de oameni vreți să lucrați mai departe. Iar Lilith în Leu o să fie în casa a șasea pentru voi. Este o perioadă care începe acum pentru următoarele 9 luni în care revolta și dorința de a vă organiza așa cum vă este mai bine, mai ușor, mai sănătos, să aduceți mai multă optimizare în viața voastră, crește. Vreți să vă faceți voi programul, nu prea mai acceptați lucruri impuse de la ceilalți, nu mai acceptați să vă spună ceilalți să fac,
ce să faceți, bineînțeles, acolo unde nu aveți niște obligații agreate, niște contracte semnate, dar acolo unde simțiți că ceilalți vin și vă încalcă libertatea personală, autenticitatea, dreptul de a fi voi înși vă, acolo veți reacționa, veți riposta și veți pune pe fiecare la locul lui. Lucru care este iarăși sănătos pe termen lung. Luna pentru voi o să străbată la fel semnul leului, fecioarei și balanței. Dinamizează și anunță deja că organizarea este importantă, aduce discuții cu partenerul de viață în acest sens și mai mult vă luați timp pentru voi pentru a vă transforma și detașa de acele emoții grele care tot revin în viața voastră. Spune că și la voi apar aceste închideri, au tot apărut de altfel cât Jupiter a fost în pești, acum a mai rămas doar să le numiți efectiv și să le puneți pe fiecare în sertarul ei. Și iată că am reușit astăzi, în pofida acestor retrogradări și acestor chestiuni de ordine tehnică, să facem previziunile săptămânii viitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână foarte, foarte bună!